Am revenit pentru voi cu cei mai tari legendari, așa că apăsați butonul de like pentru că așa se plimbă pe aici. Oh, da. Așa că după cum vedeți avem 18.724 de trofei, am mai reușit să mai pușez destul de mult pentru că am avut niște quest-uri de făcut. Aveam la Gem Grab și să câștig cu alți brawl, nu mai știu exact care. Și de-abia aștept să fac 19.000 de trofee, așa că apăsați butonul de like. Și am mai făcut și două tiere, sunt la tier 55 și pe lângă asta știți că ieri am cumpărat nou brawler pe Edgar, dacă nu l-ați văzut, ia uitați, mamă, super șmecher, este foarte tare, îmi place și promit că o să fac de rang 25, dar momentan încă nu am timp ca să reușesc să pușesc cu el și de asta mă tochirui acum, dar mai întâi vedem, mai creștem și noi puțin pe 19.000 de trofee. Așa că hai să deschidem și noi ce avem aici, 200 de coins, luăm și noi pinul pe Bell și hai să deschidem Brawl Box-ul. Coins, PowerPoint, mamă, dar de cât timp nu mi-a mai căzut mie ceva dintr-un Brawl Box? Fai de capul meu, de foarte mult timp. Și hai să vedem Mega Box-ul de 55 de taiere. Da, absolut nimic, nu ne cadă, am înțeles. Crow, ok, măcar avem norocul să facem token double. Și mai avem la quest în Siege. Nu vreau să joc la Siege pentru că oricum am jucat destul de mult la 3v3 în momentul în care am făcut quest-urile acelea și vreau acum să joc cu brawlerii pe care i-am mici ca să-i mai cresc în trofei. Uite, cu B aș putea să joc sau aș putea să joc cu altcineva. Uite, pe Edgar aș vrea să-i dau upgrade, nu? Hai să joc cu ăștia care de rang 5. Pe Tick aș putea. Ok, ia să văd cine m-ar fi. Nani. Băi, dar și Nani aș putea să joc. Dar hai totuși să joc cu B. O să-i dau și upgrade. Și o să joc la solo. Ca să mai pușesc în trofei, vreau să fac cât mai repede 19.000 de trofee. Iar apoi 20.000, vă închipuiți. Da, faza e că dacă vreau să fac 20.000 de trofei, mi-ar trebui un brawler nou ca să am șansa să pușez mult mai repede. Ca așa o să-mi vină foarte greu să pușez. Mamă, cât de greu merge ăsta, frate. Am uitat că bidă câte una, uite așa. Aaaa, uitați-mi că-i cu nebunul ăla. Cam jucat și la solo. Și e nervant. Hai, frate, că știu că... Ai, Edgar, frate, n-am nicio șansă, ce ai? Nici nu mă duc acolo. Mai bine stau și aștept boschetar, cum v-am obișnuit, decât să mă risc. Hai, tată, nu mai vine nimeni? Am luat și eu două power cube-uri, vai de capul lor. Mamă! Haide, tată! Am și eu ultima ta, e bine. Haide, bă! Așteaptă! Te rog, nu veni spre mine. Mai suntem 6, hai că e bine. L-am ajutat pe Edgar, frate. Păi dacă aș avea norocul. Dar nu. Mai suntem 3. Hai că e bine. Hai că e bine. Bun, mă. Mamă, cât de prost îți, bă, sunt mort. Nu mai am nicio șansă, măcar am luat locul 2. Am ratat ultima asta, dacă nu ratam, poate aveam cât de cât șanse, dar măcar am luat top trofee și haideți că pușăm spre 19.000 de trofee, forță rău de tot. Vai, 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 vai. Hai. Mie nu-mi place B, absolut deloc. Brawlerul ăsta, B, nu-mi place, mai ales pentru că hiturile ei, nu știu, dă așa câte unul și de-abia te miști, nu, nu-mi place. Really, frate? Mamă, cât noroc am putut să am! Dar cum l-am luat, frate? Da, genial.
halal noroc mai am și eu, vai de capul și de zilele mele, dar nu îmi dau seama cum a reușit să iau. Mă, nu vine să cred că am luat două trofei, adică totuși suntem pe plus. O să fac cât mai multe meciuri să vedem câte trofee reușim să luăm. Până acum am luat 10 trofee, ceea ce e bine, mă bucur. Era de așteptat că vine boschetarul ăsta. Dar ești mor, frate. Deci să mor eu de nu-l iau. Hai. Ai venit după mine. Te-am luat prea el. Hai. Hai, tată. Nu vii, a? Se frică. He, fierai tu să fii de golan. Se frică, nebunaticule. Bine, tată, numai de capul și de zilele mele ce am luat aici. În viața mea n-am avut 10 power cube-uri la beef, frate, nu te cred. Mamă, deci dacă mai au și pe ăsta, nu vreau să-mi consum ultimata. Bă, du-te, 13 power cube-uri. Mamă, mâncața-și gura ta, ce ai luat, frate, ai... Mai suntem 3? Unde-i mă ăla? Mai era unul. A, și e mort, gata. Unde ești, pă? Încă nu consum ultimata pentru că s-ar putea să-mi iau pe cucoașă dacă o fac. Dar unde-i mă? Aha, ăsta-i. Ăsta-i, tată. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Bă, ce meci, bă. Super șmecher meciul ăsta. Hai să mai dăm încă unul repede, repejor, să vedem dacă reușim să facem măcar. Deci 10 cu 10, 20 de trofee direct. Hai să facem 30 de trofee. Băi, o chestie pe care am văzut-o la... Mulți dintre voi mi-au scris în comentarii că cică, dacă faci team cu cineva, ai șansa ca... să ții bani? Adică am văzut chestia asta la mai mulți și spun, o și o spuneau. Cum vine chestia asta? Mamă, cât de bine a fost hitul ăla, frate. Și cum, adică eu chiar nu înțeleg, adică ar fi imposibil să ții bani pentru simplu fapt că încerci să faci teaming cu altcineva. Și nu doar la o singură persoană am văzut chestia asta, am văzut la mai multe persoane, căci că îmi ziceau nu mai fă timp că ți iei bani. Și ți se blochează contul. E posibil să ți iei bani pe chestia asta? Mi se pare absolut imposibil. Hai cu locul 1, tată. Hai. Haide. Oi, de capul meu ce hit mi-a dat, ești nebun. Hai mă, unde e roboțelul ăla? Că am nevoie de roboțel. O să mă ascund aici. Și aștept. Bun? Nu te cred că vine după mine. O să încerc să fug. Și să se ducă după altcineva. Bine, mă. Bine, tată. Bine de tot. O să încerc acum să-l iau pe ăsta. Cât timp e ocupat celălalt. Bun. Aaaa, nu te cred că vine după mine, bă. Da, sunt mort, ai, nu mai avem nicio șansă, dar măcar am luat încă 8 trofei. Așa că scrieți voi în comentarii dacă se poate să-ți iei bani din cauza asta. Pentru că atunci nu mai fac teaming, ești nebun la cap.
Ia să vedem câte trofee. Am luat 28 de trofee, mamă. Hai cu 19.000 de trofee și ne vedem la ora 5 după amiaza cu cei mai tari legendari. Salutare!